Salut și bine v-am găsit pe canalul FVVlog. În acest clip vă voi arăta cum fac eu subtitrările pentru videoclipurile mele de pe YouTube. Am ales al treilea episod cu asamblarea kitului unui VU-metru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. Este cel de față. Episodul 3 al seriei realizării. Da, e cel care se vede. Prima dată fac subtitrarea, tehnoredactarea în limba română și apoi o traduc cu softul respectiv și corectez eu unde văd că nu este în regulă. Hai să începem și vă veți da seama parcurs. Voi vrea prima dată să transform vocea ce vorbesc în text. Pentru acest lucru voi folosi două calculatoare, desktop-ul și laptop-ul. Desktop-ul folosesc ieșirea audio, iar laptop-ul folosesc intrarea audio, deoarece voi fi nevoit să utilizez un site, se numește dictation.io. Acesta utilizându-se în mod normal pentru a înregistra vocea ta. Atașezi un microfon calculatorului, plăci de sunet și acesta scrie după dictare. Bun, avem clipul de față. Este setat, îi dădem start la softul de aici. Inițial o să vă arate în limba engleză, voi veți fi nevoie să schimbați în limba română. Dădem start, dădem play și la clipul de față. Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest clip voi continua episodul 3 al seriei realizării unui VU-metru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. Bun, s-a terminat cu tehnoredactarea respectivă, cu scrierea după voce. Dădem stop, închidem videoul de pe desktop, că nu mai avem nevoie de el. Iar acest text, scris după dictare, îl vom hașura, dădem copiere, îl copiază aici, hai să vă dau așa ca să vedeți mai bine. Îl minimizăm, nu îl închidem, că mai știi, dacă nu îl ia. Apoi deschidem un document Word, sau vedeți voi mai departe, și dădem aici în document paste. Îl schimb în Times New Roman, îl dau pe negru. Scrisul după voce nu a ieșit bine. Întotdeauna apar greșeli, 100% veți găsi greșeli. Însă, în mare, sunt cât de cât ok. Eu zic că e mai bine să fac așa decât să scriu tot textul. Mi-ar fi luat mult mai mult timp. Ok, salvăm acest document. După ce am salvat, atunci putem închide site-ul respectiv. În cazul nostru, nu v-am spus, folosiți Google Chrome. Nu se poate, din câte am observat, nu se poate cu alt browser. Îl denumim VU-metru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri, partea 3. Iar pe acesta îl copiem pe desktop, pe calculatorul principal. Acesta este pe laptop. Gata, avem documentul în Word. Este cel de aici. Îl minimizăm. Ok, să deschidem subtitle edit. Dăm click pe Add Waveform și luăm clipul de pe desktop. Este cel de față. Iar acum ascultăm prima secvență din clipul meu. Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Bun, textul copiem de aici. Vedem că acel site a scris greșit, dar corectăm noi, chiar nu-i problemă. Să schimbăm în română. Salut și bine v-am găsit pe canal. Mutăm în zona respectivă unde se aude. Salut și bine v-am găsit pe canal. Vom. Scriem corect. Așa cum trebuie, v-am găsit pe canalul FVBlog. FVBlog. V-am găsit
și următorul rând pe canalul FVE Blog. Punem cu semne exclamării, da? Ok. Și vreau acest text să fie până aici. În acest clip voi continua episodul 3 al seriei realizării unui vumetru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. Recomandarea mea, uite că am făcut o greșeală anterior. Când filmezi, lucrurile nu merg așa cum crezi dinainte. Pentru a nu ne încurca, eu când iau text din documentul respectiv, apăs cu cut. Stai puțin să văd aici. Mă duc înapoi în subțirare. De regulă am două monitoare, dar acum pentru a vedea și voi în filmare, sunt nevoie să folosesc un singur monitor. În acest clip voi continua episodul 3 al seriei. Cred că îi pun pe aici, iar aici dădem, în cazul acesta, dădem cut pentru a decupa. Inserăm linie nouă și vedem că începutul frazei a fost scris greșit. În acest clip voi continua episodul 3 al seriei. Okay. Al doilea rând, tot e cam lung. Inserăm o a doua linie, iar partea asta o punem aici. Aici punem trei puncte. Trei puncte aici, realizării unui vumetru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. LED-uri. Punct. Hai să vedem cum vine pe video. Al seriei. Până aici. Realizării unui vumetru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. Și până aici. Cunoscut sub denumirea de indicator de nivel. Indicator. Și cuvântul cunoscut nu l-a luat. La fel de demcat. Cunoscut sub denumirea al doilea rând, indicator de nivel. Cu aceste componente electronice din partea stângă. Ok, până aici. Dădem cut. E bine. Iar mai departe știți deja, v-ați dat seama, voi da pe repede înainte. În sfârșit am ajuns la finalul realizării acestei subțirări. Și vă aștept pe data viitoare. E foarte anevoios. Subțirarea nu se face așa ușor. Foarte multă migală. Dar consider că poate
realizarea acestea va avea un impact pozitiv. Toate cele bune. La revedere! Ultimele cuvinte. În sfârșit. O salvez pe desktop. După ce am salvat, dăm pe autotraducere și traduc automat. Nu băgăm asta în seamă, dăm OK. Asta fac eu, rezolvat, și verific acolo unde a tradus prost. Cu siguranță sunt zone traduse prost, dar se pot corecta. Aici pune welcome. Voi continua episodul 3 al seriei realizării unui VU-metru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri. Bineînțeles că voi verifica mai departe să văd dacă a tradus bine. De indicator de nivel. Aici a tradus prost cablajele cables, a tradus de cables, PCB, numărul 15, aici. E normal să zic glued, el traduce glued pentru că mot am în engleză, așa este, dar noi nu lipim super glue, că la super glue se numește glued. În cazul nostru e vorba de lipirea cu fluidor, deci soldat. Gata, am corectat unde am văzut unele greșeli, iar acum putem salva și această subtitrare în engleză. Avem deci, o salvăm tot pe desktop și putem închide programul respectiv după ce am salvat. Și gata, avem subtitrările respective în română și în engleză. Hai să dăm un play doar de... Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest clip voi continua episodul 3 al seriei realizării unui VU-metru cu 12 tranzistoare și 10 LED-uri, cunoscut sub denumirea de indicator de nivel. Din câte se vede, mi-au venit și cablajele. Cam aici să termin acest clip, privind realizarea unei subtitrări pentru clipurile mele de pe YouTube. Ca de obicei, când vă spun la sfârșit, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. În plus, aș fi foarte bucuros să apăsați acel buton de like, ajută pentru algoritm. Și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!